Bravo! Astea le-ați învățat de la Virginel, da? Virginel, care le-a învățat noi. Hai să vă arăt eu cum să juca când eram eu ca voi, la comandă. Duceți-vă între ei acolo. Mai lângă mine. Atenție, la comanda mea. Ia uite, stângul, 1, 2, 3. Stângul. Foicică catifea, ca fetița la argea, când dă cu suvelnița la stânga și la dreapta. Acudei, sus! Ia uite-o, una! Hop, hop! Iauzi una, pune-i două! Două, două, cu amândouă! Două, două, pune-i două! Sus, 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 sus! Așa! Bravo! Bine! Lasă că restul o să vă învăț eu la școală! Bine, Marine! Hai încoace în platou, Larisa, veniți! Două lucruri mă surprind la acest moment de televiziune. Unul, acela că cei mici au o ținere de minte, normal, dacă n-au școală. Și doi, că ne-am mărit tonul stălocului, fiind și în grupa de risc. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! De ce nu stă taicătul locului? Ce l-apucă să dea din picioare? Că nu e... Nu-l lăsăm noi deloc, nu să știți. Băi, eu și nu când dorm, picioarele, uite așa, fac. Când dorm, uite ele... Brinea Marine, trebuie să te testezi. Să mă testez la cap? Nu, la picioare. La picioare, credeam că să mă testez la cap. Îți merg prea bine picioarele la vârsta ta. Ai observat asta față de alți domni? Dacă le dau mâncare, le dau apă, le dau tot ce trebuie. Mișcare. Trebuie să facă, că erau un control. Nu știu, trebuie să scriu o carte sau măcar să faci un YouTube. Și eu zic asta, mai spune. Pentru că alți oameni de vârsta matale și-ar dori și nu se pot mobiliza. De dacă n-au făcut de mici să aibă antrenament. Sau poate s-au culcat pe ureche prea sau, devreme. Da, sau poate au zis, gata, am dat 20 de ani suficient. Uite, eu am făcut 50 și ceva de ani de când joc. Da, da. Și niște demonstrații în ultima perioadă. Pe Nea Marin îl puteți vedea 3 zile pe săptămână la Poftiți. E un sezon superb. E făcut înainte de pandemie, ca să nu mai întreb. 2019. Da. De ce atât de slobot și fără mască? Cine l-ar vedea pe Nea Marin cu mască certându-l pe vârf? Ba, da, ce am filmat și ce filmăm acum pentru nou sezon, e cu mască și cu vizier. Păi și cum îl mai înjuri? A, uite așa, bă, Miria naibii. Da, da, mască. E cenzurat deja. Seara la 20:30 îl vedeți pe Nea Marin într-o formă de zile mari. Sigur au fost și alte vremuri. Tu ești fiica cea mică? Da, n-ai mai uitat așa repede? Păi nu, dar stau și mă gândesc că de-aia practic ai avut conexiunea asta, că tot timpul fata cea mai mică, așa copilul e. Cel mai mic. Păi de la tăticu. Am înțeles. Te știi că așa e, nu? Da. Apucă mai puțin la mâncare, probabil, că sunt ceilalți. Nu-i problemă. Dar după aia se lipește. Ce-am văzut? Ce vârstă de am copii am văzut aici? Aici copii cu vârste cuprinse între 9 și 14 anișori. Ei dansează de la 3 ani și jumătate, mare parte dintre ei dansează de la 3 ani și jumătate. I-ați văzut pe nepoata mea Ana, pe nepotul meu Darius și ei au plecat împreună de la grădiniță. Bine, a venit cu forța, asta știm. Dar ceilalți, cum convingi un copil de atâți ani să danseze? Că nu, e greu să-i duci la e foarte greu, călărie. Am avut mare noroc pentru că am pătruns în grădinițe când se putea treaba asta și atunci prin joacă, prin foarte multă joacă în primii ani, cucerindu-le încrederea, stârnind în ei dragostea față de joc și întotdeauna încercăm să-i facem să înțeleagă de ce jucăm așa, frumusețea și toată povestea din spatele fiecărui joc. Ei nu învață doar pași, ei învață întreaga istoria dansului pe care îl deci reproduc. Un sistem ca la gimnaștii de înaltă performanță. Da. Iar dansurile pe care le-ați văzut, le-am învățat împreună, ca să zic așa. Am avut alături de noi un bun elev de-al tatălui meu, Virginel Solomon de la Vaslui. Și a venit și am făcut așa un schimb de experiență. Nea Marine, mata când ai văzut prima oară de adevăratelea că se dansează așa sportiv? Când am văzut eu? Da. Când aveam vreo 5 ani, înainte de Rusalii cu vreo 5 zile, s-adunau cărușarii să învețe cărușul. Okay. Văzându-i pe bătrâni cum jucau, după ei și eu cu dreptul, cu stângul, după ei, am învățat figurile, dar nu știam comanda. Pentru că atunci când eu eram copil, totul se juca la comandă. N-aveai voie să faci un pas nici de horă, pentru că horele erau multe, sute de hore. Hora la dreapta, hora la stânga, hora în două părți, hora bătută, hora mințită. Deci nu știai strigăturile, te călca la pe piciorul drept imediat. Corect. Sau pe stângul. Eu văzând
ce joacă ei acolo. La, în clasa 1 a venit vătaful Călușarului și a început să ne arate figuri. Două spate picon 3, juca la col. Bă, zic, eu știu pe asta. Și profesorul nostru zice, bă, dar tu de unde le știi? Păi le-am văzut la ăștia bătrânii când jucau. Nu știam comenzile. În momentul când am auzit foicică și un ardei, două spate picon 3, acu de sus. Și începeam, două spate picon 3, opa, deci totul era poezie. Știai poezia, jucai, nu știai poezia, nu puteai deci să la 5 ani și după aia la 1 și la clasa 7, în clasa 1 la 7 ani am început să joc. Mi se pare foarte tare. Și de atunci uite într-un așa. Și uite pe ăștia mici care sunt câta generație. Să spună Larisa că de ăștia avem mulți, am avut foarte mulți. Aveam acum mulți, așteptăm să termine cu pandemia, da. Să revină ăia și să luăm iarăși copii să învățăm. Vreau odată să vii cu ăia cei mai mici. Da, dacă vii să vezi. Ăia joacă. Sunt adorabili. Sunt adorabili și cu piciorușele. Jocuri specifice copiilor. Pentru copii. Sunt jocuri pentru copii. Da, nu putem. Ne-am ales să nu mai chem la sală pentru că el a trecut prin puteam să-ți fiu tată, puteam să-ți fiu bunic. Și în curând, ai grijă, puteam să-ți fiu străbunic. Așa e, încet, încet. Ne-am ales un simbol al nostru, al colegilor din antenă, al muncii și al omului care se pricepe la multe lucruri. Vă rog, dați-mi o cameră și în bucătărie, vă rog. Avem păi, se poate? Avem singur dansator, profesionist de dansator. Hai să râzi, joacă! Păi nu zici că a fost în 90 în Franța cu ansamblu de... Da, am rămas acolo. Eu am înțeles că a dansat ca să poată să treacă granița. Nu credeam că se și pricepe. Păi așa trebuie. Dar vă arătăm chiar acum. Ia, tropotită, hai. Du-te, Michi, caută și mie repede ce? Frații Petreu și ce? Învârtită de bani. Lasă să vezi ce face Nicolae acum. Învârtită din Băiza, mă. Fac din Băin, dacă vrei. Da, du-te acolo lângă nea. Lasă-mă că joacă el, joacă mai bine ca mine asta. E, nu, joacă mai bine. Da, acolo, nu te vede nimă. Hai, poate îi se lipește mâncare. Lasă că ți le întorc eu pe. Ia, bucătarul Nicu. Mamă, din Băiza. La cum îl iubesc babele pe Nicolae că gătește înalt și frumos. N-am la păbuci cum trebuie așa. Merge, merge. Ia să-l vezi ce joacă. Mamă, ce o să-l iubească și mai tare vecinele mele. Încălzire. Imediat stai că... Dar n-am ce scap din bucătărie, să știi. Bă, dar știi pașii sau îi dai așa după... Ăsta joacă... Păi știu, zic, bai, de cum să nu știu dacă am crescut la țară. Chiar făceam parte. Eu în contat era profesor unui dans și... Nu am ceva neapărat, odată la un spectacol m-am încurcat, în loc să mă bag în față, m-am dus în spate și am dat peste cap vreo trei scheme din joc. Mă rog, el și-a dat seama și pe loc, și m-am scos. Eram pe la... Să ia și pe Larisa, ce zici? Cred că eram pe la năvodare, eram, cred că, dacă nu mă... Ce, să joace cu ea? Păi da. Da, ia du-te un joc învârtită cu ea. Păi du-te, ia, hai, ne-ți în față o plic. Mai tare! Băi, nu asta, băi! Învârtită, noi jucăm, asta doar o cântăm. Opriți. Învârtită. Ne scuzați, Michi a fost DJ la Năvodari. El e de la Gigea, n-a prins. Deci no, învârtită de pe Iza. De noastră. De la învârtită. E homotit. Ce te-a? Homotit. Să căutăm. S-a homotit. Dar cum să scrie, mă? Învârtită de pe Iza? Da, învârtită e, băi, de învârtită. Ăla e. Tare. Stați așa. Ia uite-l. Adevărat! Așa, Nicolae, tată, așa! Trăbătită, trăbătită! Ei, da! Când o să te nebucene, dacă nu te uiți, băi! Dacă mi-a dat un tăcuri în cei și m-a nebunit de minte, băi! Ha ha ha!